Nenumărate studii atestă că introducerea nucilor în dietă, chiar și într-o cantitate mică, are numeroase beneficii asupra sănătății, printre care scăderea nivelului de colesterol rău, LDL, și a tensiunii arteriale. 5 motive, potrivit XID, pentru a consuma nuci zilnic și a beneficia de proprietățile acestora. 1. Scad nivelul colesterolului. Chiar și numai o mână de nuci, aproximativ 57 de grame, poate ameliora nivelul colesterolului rău, LDL, din organism și întărește pereții vaselor sanguine. Persoanele care aleg nucile drept gustare zilnic au înregistrat valori mai reduse ale colesterolului decât cele care nu consumă nuci în mod regulat. În plus, nucile sunt bogate în grăsimi mononesaturate, care pe lângă faptul că te ajută să obții un abdomen plei, reduc riscul de boli de inimă, de obezitate sau de diabet. 2. Îmbunătățesc memoria. Un studiu publicat în 2012 în Journal of Alzheimer's Disease arată că nucile, ca parte a dietei mediteraneene, îmbunătățesc memoria și capacitatea de a învăța. Antioxidanții din nuci ajută la menținerea capacităților mentale odată cu înaintarea în vârstă și chiar pot contribui la reducerea riscului de boli neurodegenerative, precum Alzheimer. 3. Au proprietăți antiinflamatorii. Nucile sunt o excelentă sursă de omega-3, cupru, magneziu, dar și acid alfa-linoleic. Acizii grași omega-3 au capacitatea de a reduce inflamațiile și de a preveni unele boli cronice, boli cardiovasculare și artrita. 4. Ameliorează sindromul premenstrual. Conform XID, o gustare care să includă câteva nuci poate reduce simptomele sindromului premenstrual. 25 de grame de nuci conțin aproape 505 din doza recomandată de mangan și aproape 11% din doza zilnică de magneziu. Consumul de mangan și calciu poate îmbunătăți simptomele SPM, sensibilitate, dureri musculare, anxietate, schimbarea stării de spirit și dificultăți cu somnul, și acționează ca un remediu natural. 5. Scad tensiunea arterială. Cercetătorii au analizat modul în care contribuie nucile la scăderea tensiunii arteriale și diminuarea stresului. În cadrul unui studiu, subiecții au ținut un discurs de 3 minute sau au stat cu un picior scufundat în apă rece, ambele acțiuni fiind declanșatoare de stres. Potrivit studiului, participanții care consumau nuci au prezentat o tensiune scăzută. Rezultate sunt în conformitate cu multe studii recente care arată că nucile pot conduce la scăderea nivelului de colesterol LDL și a tensiunii arteriale, potrivit XID.